Suntem din nou la o lecție de învățătură, a opta din tematica psalmilor lui Asaf, atitudini divine și umane în istoria lui Israel. Să ne amintim că Dumnezeu a avut cu Israel un legământ din care decurgeau drepturi și obligații, ceea ce nu am avut Dumnezeu cu niciun popor, cu nicio entitate a unei națiuni. Asaf scria în această privință, în Psalmul 50, versetul 5, vorbind din partea Domnului: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. În Vechiul Testament, legământul a fost încheiat pe baza unor jertfe prin sacrificiile unor animale, dar avea o valoare suficient de mare înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să oferă toate beneficiile și făgăduințele sale acestui popor și în același timp să le pretindă, să le ceară ceea ce ei datorau lui Dumnezeu prin actul legământului. Tot în Psalm este scris în 147, versetele 19 și 20, El, adică Dumnezeu, descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Aceasta se constituie într-un motiv de laudă și psalmul se încheie cu cuvintele: lăudați pe Domnul. Însă, privind în istoria acestui popor, sesizăm că ei nu s-au ridicat întotdeauna la înălțimea chemării lor. De aici putem înțelege mai mult decât atât. Ei au fost oameni ca și noi, provin din Adam și apoi din noi, sunt supuși acelorași slăbiciuni, atât la nivel general, colectiv, cât și la nivel individual, cum spune Scriptura despre Ilie. Și astfel, istoria lor este foarte simbolică și pentru noi cei din nou legământ și are aplicații general valabile. Vedeți, noi ca români am studiat istoria românilor în prim plan și în istoria diferitelor națiuni se vede mâna lui Dumnezeu. Zice Pavel că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie de-a lungul veacurilor. Dar nu e atât de evidentă ca și în istoria lui Israel. Dumnezeu se îndură de fiecare om și ia aminte la faptele tuturor oamenilor. Dar cu evreii a avut o lucrare specială. Specială nu doar pentru ei, ci specială ca și model pentru noi, ca și învățătură. De aceea spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, și ne dă dreptul deplin ca Noul Testament să învățăm din istoria evreilor. 1 Corinteni 10, citesc versetul 6 și 11. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, istoria lui Israel este foarte semnificativă pentru perioada bisericii. Asaf a fost și el unul chemat de Dumnezeu să scrie în acești psalmi pe care i-a compus lucruri care ne sunt utile. De aceea, sub pana lui și inspirația Duhului, este scris în Psalmul 78, de la versetul 1, ascultă poporul meu, întâi valabil pentru evrei și conform cu cele ce am citit din spusele lui Pavel pentru noi. Învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Exact aceeași expresie pe care am citit-o din Corinteni. Vestesc înțelepciunea vremelor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Și iată că Dumnezeu
a rânduit ca cele întâmplate cu ei să se păstreze în istorie, să fie scrise și să ajungă până la noi. Vreau să vedem care au fost atitudinile divine, pentru că Dumnezeu este Cel ce ia inițiativa, și respectiv umane. Însă, după ce voi citi foarte pe scurt ce a făcut Dumnezeu la început, voi apoi să tratăm în detalii care a fost atitudinea oamenilor și apoi, pe larg, care a fost atitudinea lui Dumnezeu ca răspuns sau ca efect la atitudinea oamenilor. Iată cum s-a comportat Dumnezeu mai întâi, când i-a izbăvit și le-a dat legea sa. Citim din acest psalm, de la versetul 4, unde Asaf zice: nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Puterea lui și minunile pe care le-a făcut, el a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Deci, Dumnezeu i-a luat din Egipt, i-a eliberat, i-a instruit și le-a atras atenția cele ce ei le-au trăit și ceea ce Domnul i-a învățat să transmite copiilor lor, pentru ca și generațiilor următoare să aibă posibilitatea să slujească Domnului. În aceeași idee scrie de la versetul 12. Înaintea părinților lor, el făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca niște valuri de apă multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Toate acestea au fost experiențe fără precedent, care trebuiau să se constituie în pietre de temelie pentru religia evreilor. Iar revelația de pe Sinai a pus piatra din capul unghiului, desăvârșind această lucrare dumnezeiască. Având un asemenea început, iată acum care au fost atitudinile evreilor față de Dumnezeu, legea sa și lucrările sale. Le-am împărțit în două, negative și pozitive. Iată mai întâi pe cele rele. Evreii s-au dovedit a fi un neam neascultător. Și neascultarea se datează de la Eva și Adam. S-a transmis generație cu generație și în istoria evreilor neascultarea și răzvrătirea e foarte evident. Iată ce vă citesc din același psalm, pentru că în mod deosebit vom rămâne în acest psalm, de la versetul 8. Unde Dumnezeu vorbea unei noi generații, în vremea lui Asaf, să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit. Un neam care n-avea inimă tare, adică nu era statornic, și a cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui. Au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care li le arătase. Aceeași atitudine negativă este prezentată și de la versetul 17. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva lui. N-au încetat să se răzvrătească împotriva acelui prea înalt în pustie. În cursul aceleia generații au avut mai multe răzvrătiri. Citim și versetul 18 în continuare. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftile lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că el a lovit stâncă de-au curs ape și s-au vărsat și roaie, dar va putea el să dea și pâine? Adică, după ce au văzut un mod al Dumnezeu de a lucra o minune, s-au îndoit că nu o poate face pe cealaltă. Sau să facă rost de carne poporului său. Citim și la versetul 36. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Iată cum descrie Moise, care a trăit în vremea aceea, în
Cartea de Deuteronom la capitolul 9, atitudinea evreilor. Și din versetul 6 și 7. Moise vorbește la hotarele Canaanului, la sfârșitul mandatului său, după 40 de ani de experiență cu evreii. Să știți dar că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeu tău acea țară ca să o stăpânești, că tu ești un popor tare încăpățânat. Adu-ți aminte și nu uita cum ai atâțat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie, din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Voi aminti în continuare niște păcate mai grave ale lor, dar vă rog să rețineți că întâi de regulă apar păcatele ce nu ni se par atât de grave. Împotrivirea, răzvrătirea, cârtirea, nemulțumirea, cearta. Cineva a avut un vis interesant. Se făcea că trei surori ajunseseră în iad. Și persoane care a fost descoperită situația aceasta, i-a fost dat să cunoască motivele pierzării acelor suflete. Și s-a spus atât. Una a fost stăpânită de un duc de răzvrătire, alta de un duc de iuțime și cea de treia de un duc de ceartă. Nici vorbă de curvie, nu lăcomie, doar atitudini care au pierdut și pe evrei. Ei sunt pilde pentru noi, acestea ne pot pierde și pe noi. O atitudine negativă ce poate stârni mânia lui Dumnezeu, nu doar supărarea lui, și poate cauza mari nenorociri. Vă rog să vă amintiți și de cazul lui Saul, care din nou nu-l găsim cu lucruri morale, nu-l întâlnim a fi un om lacom, neascultare, împotrivire, ură, lucruri care se pot strecura în sufletele noastre cu multă ușurință. Și toate acestea se constituie în atitudini negative împotriva lui Dumnezeu. Când s-a răzvrătit Core și ceilalți din vremea sa, știți ce a zis Moise? Nu împotriva noastră vă răzvrătiți, împotriva Domnului. Pentru că Domnul pusese pe Moise să o scoată din Egipt și la urma urmei ce putea să facă Moise pentru ei? Dar în special, înălțimile și idolii au fost cele mai grave atitudini negative ale evreilor împotriva lui Dumnezeu. Pentru că a te răzbuna, a fi nemulțumitor, este echivalentul cu a te certa cu nevasta. Dar a trece la idolatrie este echivalent cu a trăi cu altă nevastă. Și evident că aceasta este mai grav. Iar Dumnezeu avea prin legământ drept de soț asupra evreilor. De aceea atunci când ei s-au dedicat înălțimilor, asta ar fi echivalentul cu un flirt, apoi s-au dăruit idolilor, cum spuneam, echivalentul curviei sau prea curviei mai exact. Aceasta a stârnit o mânie întreagă a lui Dumnezeu. Revenim la Psalmul 78 pentru a vedea cum aceste stări au dus în final la decăderea spirituală, la apostazie. Citim versetul 58. L-au supărat prin înălțimile lor. Aceeași ispită și o întâlnim peste viacuri și generații. Adică locuri de distracții unde cei ce poartă numele Dumnezeu vor să aibă plăceri ca și lumea. Iar versetul în continuare spune, și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. În această ordine, întâi înălțimile și apoi idolii. Întâi o purtare nepotrivită și apoi cazurile mai grave de adulter spiritual, de imoralitate. Citesc și din cuvintele lui Moise, din Cartea de Deuteronom, capitolul 32. Știți că el a fost profet și chiar Dumnezeu i-a inspirat cuvintele acestei cântări care
arăta cum se va derula istoria lui Israel sau care va fi atitudinea lor negativă, așa cum vorbim despre ei. 32 de la versetul 16. L-au întărătat la gelozie prin dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni, au dus jertfe demonilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau, dumnezei noi veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Deci, generații noi cu stricăciuni care au declanșat mânia lui Dumnezeu. Și mai adaug doar cele scrise în 2 Împărați 17, unde cu ocazia alungării lui Israel, 10 seminții în robia siriană, Dumnezeu își pronunță judecata de ce s-au făcut ei vinovați. 2 Împărați 17, de la versetul 15. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței tornați, au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștirii celor și l-au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorie, s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. Iată, pe scurt, atitudinea negativă a evreilor. Însă, Dumnezeu a avut și oameni credincioși și din istoria evreilor putem prezenta atitudini pozitive, bune, față de Domnul, legile și lucrările sale. Pentru că în fiecare generație au fost oameni credincioși, e drept un număr limitat, așa numita rămășiță de credincioși Domnului. Oare lucrul acesta ne este clar pentru perioada noastră? Că nu tot ce coboară din Israel este Israel. Că nu toate bisericii și nu tot ce poartă numele de creștini sunt cu adevărat cu o atitudine bună, pozitivă înaintea Domnului. În toate privințele, lucrurile se repetă. Istoria evreilor este realitatea noastră. Dar să citim din psalmii lui Asaf, mai întâi psalmul 73, versetul de început și de sfârșit al acestui psalm. Da, bun este Dumnezeu cu Israel. Și dintr-o dată vrea să corecteze cuvintele acestea, pentru că nu tot Israelul este cu adevărat Israel. Adică cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și rămâne biruitor. Cu cei cu inima curată. Și cât despre sine, în asemenea condiții, el decide cele scrise în ultimul verset. Cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Deci au fost oameni care nu s-au luat după mulțimea, care s-a bătat de la Dumnezeu. Și au rămas credincioși. Uneori, un singur om, vă rog să rețineți, așa declara și Ilie la vremea lui, Doamne, a rămas singur. Mai erau și alții, dar el nu știa de ei. Oare ce-am facem noi să rămânem singuri? Am decide să slujim Domnului, ba chiar mai mult, să ne apropiem de Domnul mai mult? Iată ce citim și în Ezechiel, capitolul 14, că și în vremea acestui profet lucrurile au fost identice. Și el de altfel face referire la întreaga istorie a evreilor. 14, versetul 22 și 23. Tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi și le veți vedea purtarea și faptele și veți mângâia de norocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Din aceste două versete rezultă cel puțin două idei. Una, că este o rămășiță, și a doua, că Domnul ceea ce face, face ca răspuns la atitudinea oamenilor. Adică a zis el, ceea ce fac, nu fac fără temei, am motive să procedez așa sau așa, în bine sau în rău. Dar ideea despre rămășiță și oamenii credincioși este prezentată foarte frumos de Apostolul Pavel în Roman capitolul 9 și apoi în 11, de unde citim câteva versete.
Mai întâi 9 de la versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va porta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinții sunt socotiți ca sămânță. Cum vă rog să vă gândiți? La evrei nu generație după generație din tată, fiu au rămas credincioși. Doar unii au rămas. Avram, Isaac și Iacov, dar nu se poate zice și Avram, Ismael, Nebaiot. Pe linia asta s-a pierdut relația de sfințenie. La fel este și în biserică. Noi suntem deja ca și credincioși neoprotestanți în România, la a treia, alții la a patra generație. La unii s-a păstrat, a fost credincioși și tata și bunicul. Alții spun, tata a fost pocăit. Sau poate unii au avut părinți necredincioși și s-au întors ei la Domnul. Pentru că nu merge pocăința din generație în generație din oficiu. N-a mers nici la evrei într-un stat cu legământ și conducere organizată în mod teocratic, nu? Credincioșii au fost întotdeauna o rămășiță. Iată ce vă citești din capitolul 11, de la versetul 1. Întreb, dar a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt izraelit, zicea Pavel, din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știi ce Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi au omorât altarele tale, le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față. Este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci n-ar mai fi prin fapte, alminteri harul n-ar mai fi har, și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, alminteri fapta, n-ar mai fi fapt. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. Să nu facem aici confuzie. Alegerea este prin har, în sensul că Dumnezeu își păstrează oameni și tot timpul oferă posibilitatea de a-L urma unor bărbați sau femei. Dar aceștia rămân în har lui Dumnezeu numai dacă se angajează să-i slujească. Pentru că este clar că noi nu suntem mântuiți prin fapte. Toți, în momentul în care ne-am botezat, am consimțit la un act al înmormântării trecutului nostru și am vrut să ne ridicăm la viață împreună cu Domnul Hristos la o viață nouă, iar cei care vin din lume pot să arate asta cu atât mai puternic. N-au avut fapte meritorii pe baza cărora Domnul se cheme la mântuire. Nu. El a găsit de cuvinte să ne mântuiască, dar mântuirea noastră, așa ca și eliberarea evreilor din Egipt, rămâne și are valoare numai dacă îi vom sluji așa cum se cuvine. Domnul să ne ajute. Amin. Mai este un fapt îmbucurător pe care îl menționez tot ca o atitudine pozitivă a evreilor. Au avut vremuri de pocăință și au fost uneori mase de oameni care s-au întors la Domnul. Rămășița a fost o permanență, dar au fost vremuri de treziri spirituale, de pocăință, când mulți oameni, părinți și copii, au decis să slujească Domnului. Să citim despre asemenea lucrări în Psalmul 78, mai întâi, versetele 34 și 35. Ascultându-l pe Asaf. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau. Se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu atotputernic este izbăvitorul lor. Și generația aceea slujea Domnului, cum avem scris pe larg în Cartea Judecători. După aceea, următoarea generație, în mod special, iară se abătea de la Domnul. În aceeași idee citim și din Psalmul 103, unde scrie de la versetul 8,
Cum privește Dumnezeu spre oamenii care se pocăiesc? Spre masele de oameni care își dau seama și la chemarea rămășiții credincioase, a unora care au rămas fideli Domnului, ascultă și se întorc cu fața spre Domnul. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Versetul 17. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Deci iată, bunicul a fost pocăit, dau un exemplu. Copiii se lasă de pocăință, nepoții cresc în această stare needucați și Dumnezeu își aduce aminte de părinții lor și cercetează, de exemplu, pe nepoți. Și dacă ei răspund aceste chemări la pocăință, Domnul hotărăște să-i mântuiască. Așa cum scrie în versetul 18, pentru cei ce păzesc legământul său și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. A-ți aduce aminte înseamnă că ai uitat. Și a fost o vreme când n-ai slujit Domnului. Dar să vă dau un exemplu concret din 1 Samuel, capitolul 7. Vă amintiți ce mult s-au îndepărtat oamenii de Domnul pe vremea copiilor lui Eli? În vremea aceea Dumnezeu a păstrat o familie de credincioși, Elcana și Ana. Copilul Samuel a fost chemat de Domnul, ani au trecut, el a crescut. Și citim din 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chibotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chibotul Domnului. Deci undeva pe un deal, o casă de oameni sfinți, care slujeau în fața chibotului Dumnezeu. Nu știu exact sub ce formă, că nu era întreg cortul acolo. Acolo numai chibotul era. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Auzi, doar familia ta să rămână credincioasă 20 de ani, într-un mod izolat, slujind Domnului. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul, într-un sat, în altul, la orașe, o mișcare de cercetare. De ce? Pentru că e valabil ce am citit în Psalmul 103, Dumnezeu își aduce aminte de oameni că se țărână și cercetează cu Duhul Lui și le dă posibilitatea să se întoarcă, să aibă o atitudine bună de pocăință. Samuel a zis casei lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Predică de pocăință, da, serioasă. Nu doar așa, 5 cuvinte, vrei să urmezi pe Domnul Iisus, zi rugăciunea asta după mine. Și apoi după cine te duci? Tot în drumul tău? Samuel le-a spus exact ce au de făcut. Și copiii Israel au scos din mijlocul lor bale și astarteile și au slujit numai Domnului. Au postit și s-au întors la Domnul. Și Dumnezeu i-a primit. De altfel, nu se pot oamenii pocăi dacă nu-i primește Domnul. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 6, despre unii care nu mai pot fi aduși la pocăință, căci Duhul Sfânt nu mai investește nimic în ei, nu-i mai cercetează, asta e cea mai grea văstare. Deci, relând, să ne fie ușor de ținut minte, doar două atitudini bune pot să aibă oamenii față de Dumnezeu. Una și cea mai plăcută, să rămână credincioși toată viața, și a doua, să se pocăiască și ei cândva. Să hotărască o vreme în care se întorc la Domnul. Domnul e bun și în ziua aceea le uită tot trecutul, cum zice profetul Ezechiel. Și Domnul îi primește, nema aducându-și aminte de păcatele lor, cum scrie și în Evrei 10. Ce Dumnezeu bun și mare avem, slăvit să-i fie numele. Avem un Dumnezeu mare că dacă rămâne numai un om credincios, Dumnezeu îi acceptă slujirea și nu-l părăsește. Și apoi când o masă de oameni vrea să se pocăiască, chiar dacă au fost răi și au slujit la idol, dacă din toată inima vor să se întoarcă, Domnul zice, îi primesc. Ei, chiar asta vreau să sesizăm în continuare. Care este atitudinea divină ca răspuns la faptele oamenilor, la atitudinile lor? Să privim mai întâi cum răspunde Dumnezeu la, ca urmare, deci ce urmări sunt la atitudinile negative ale oamenilor.
Cum procedează el? Asta în cazul evreilor și vom vedea corespondența și valabilitatea și pentru noi. Dumnezeu transmite avertizări, mustrări. Și dacă oamenii nu le iau în considerare, trimite, cum spuneam și la una din lecțiile trecute, pedepse graduale. Să citim din cuvintele lui Asaf, psalmul 78. Un psalm lung, dar plin de învățătură din istoria evreilor. Versetele 38 și 39. Totuși în îndurarea lui iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El își aduce aminte că ei nu erau decât carne. O suflare care trece și nu se mai întoarce. Deci Dumnezeu nu lovește dintr-o dată cu moartea, că n-ar mai fi șansă să pocăiască oamenii. Dar în mod special pe poporul său îl lovește când nu se pocăiește. Îmi pare pe înțeles prezentarea din Amos capitolul 7, unde Domnul a folosit pe acest om tocmai într-o vreme când evreii aveau o atitudine negativă înaintea Domnului. Deschideți cu mine, citim mai multe versete de la pagina 890, cartea Amos capitolul 7. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească o tavă. Era o tavă după cosit împăratului. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, Doamne, Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea cuvânt în picioare, căci este așa de slab? Dacă mai vine și nenorocirea asta, din punct de vedere economic, și așa e slăbit, se distruge țara. Atunci Domnul s-a căit de lucrul acesta. Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul. Apare o altă vedenie. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestește pedeapsa prin foc. Și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. Eu am zis, Doamne, Dumnezeu le oprește. Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab? Atunci Domnul s-a căit și de lucrul acesta. Niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu. El mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid, făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Și Domnul mi-a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, o cumpănă. Și Domnul a zis, iată, voi pune cumpănă în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-l voi mai ierta. Deci a fost nevoit Dumnezeu să intervină și scrie în continuare, și înălțimile lui Isaac vor fi pustiite, sfintele locașe lui Israel vor fi dărâmate, mă voi ridica împotriva casei lui Roboam cu sabia. Dumnezeu le-a dat, aș spune, un minim de pedeapsă, dar n-a putut să ierte. A vrut să se trezească, să se întoarcă la Domnul, iar dacă nu, urmau să fie loviți, pentru că plata păcatului este moartea, cu toate pedepsele ce o includ. Așa face Dumnezeu și astăzi? Da. El nu ne pedepsește după păcatele și fără de legile noastre, scrie în Psalmul 3, adică nu ne pedepsește la gravitatea păcatelor noastre. Nu că nu ne pedepsește deloc pentru păcatele noastre, să nu înțelegem greșit. Și ne tratează cu toată îndurarea, exact cum scrie acolo, cum se îndură un tată de copiii lui. Nu este tot una ce fac copiii, dar nici nu-i nimicește. Dumnezeu ne tratează ca pe oameni, dar totuși oameni responsabili, oameni care cunoaștem voia lui, popor care suntem în legământ cu el. Dacă nici așa nu se întorc, foarte mulți evrei au fost loviți cu moartea, fiind lepădați de la fața Domnului și asta e cea mai gravă stare. Când unii nu se mai pot ridica, nici cu pedepse, nici cu sfaturi de pocăință, sunt lepădați și loviți și așteaptă o sândă împreună cu lumea. Revenim tot la Psalmul 78 și citesc de la versetul 21. Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile celor, a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer, au mâncat cu toți pâinea celor mari, le-a trimis mâncare să se sature, a pus să sufle vântul în cerul, vântul de răsărit și a adus prin puterea lui vântul de miază zi, a plouat peste ei carne ca pulberea și păsări în aripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberilor, de jur împrejurul locuinților lor.
Ei au mâncat, s-au săturat din destul, Dumnezeu le-a dat ce doriseră, dar n-a apucaseră să stâmpere bine pofta, mâncarea era în gură, când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor și a lovit de moarte pe cei mai tari din ei. Cum știți că 600 de mii și-au primit vestea morții și în ani toți au pierit. Cu toate acestea, n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele ca o suflare. Le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Vă rog să vă amintiți din cât aș citit în Biblie, câți evrei au murit loviți printr-un sfârșit năprasnic. De ce boli au murit cei 6 de mii în pustie? Că n-au murit de bătrânețe. Într-o singură zi au căzut din armata lui Ieroboam I 500 de mii de soldați din cei ce se departaseră de Domnul. Ăștia au fost loviți și pierduți pe veșnic de la fața lui Dumnezeu. Pentru aceștia n-a mai fost șansă de pocăință. Deci am putea distinge în atitudinile lui Dumnezeu ca răspuns la faptele rele ale oamenilor două atitudini. Prima, pedeapsă cu șansă de mântuire, și a doua, lovire de moarte prin lepădare. Foarte mulți evrei au avut parte de o soartă tristă. Dumnezeu, când a socotit că și-a umplut paharul, măsura, ca și cananiții ce au locuit înainte lor în țară, i-a lovit fără cruțare. Cum citim tot aici, de la versetul 59, Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Shiloh, cortul lui care locuia între oameni. Știți când i-a lovit, au căzut la Filieni și chivotul a fost luat? Și-a dat slava pradă robiei și măreția lui mâinile vrăjmașului. A dat pradă săbii poporul lui și s-a mâniat pe moștenire lui. Pe tineri lui i-a ars focul, fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă, preoții se au căzut uciși de sabie, caz fiului lui Eli, și văduvele lui nu s-au bocit. Pedeapsă puternică din partea Domnului. Tot despre așa ceva citim în Ezechiel 14, este acolo o referință foarte semnificativă. De la versetul 7. Căci orice om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-au depărtat de mine, care își poartă idol în inima lui și nu își ia privire de ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, deci o pricină a păcatului, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia, îi voi face un semn de pomină și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Deci fie la nivel individual, fie colectiv, Dumnezeu și-a rostit sentința pentru atitudinea îndelungată de răzvrătire a evreilor. Așa este și în vremea noastră. Domnul să se îndure de noi. Dar parcă ar fi mai interesant de studiat cum tratează Dumnezeu pe cei care au o atitudine bună, pe cei ce îi slujesc sau vor să se pocăiască. Să citim iarăși din Psalmul 78, de la versetul 67, pentru a afla că Dumnezeu alege, promovează și păstrează oameni credincioși. Astea sunt lucrările Lui. Nu omul prin puterea Lui rămâne tare. Și când Dumnezeu vede pe un om că vrea să slujească, Dumnezeu îl alege, îl sprijinește, îl ia de mână. S-ar putea să mai cadă cel neprihănit, dar este în mâna Domnului. Așa spunea Moise, sfinții sunt în mâna Lui. Am vorbit într-o primă parte despre atitudinea oamenilor și am spus că au fost oameni credincioși o viață întreagă. Da, dar ei au fost credincioși că i-a susținut Dumnezeu. Asta este atitudinea Lui față de dorința unui om de a-i sluji. De aceea noi rămânem în picioare prin harul și ajutorul Lui. Dar Dumnezeu nu ne ține dacă ne răzvrătim. Dar dacă avem dorință și noi îl căutăm pe Domnul, Dumnezeu este Cel ce se lasă găsit, avem părtășie cu El. Să citim așadar din Psalmul 78, de la versetul 67.
Însă a lepădat cortul lui Iosif. Știți că Ieroboam I era din seminția lui Iosif, s-a răzvrătit și n-a ales seminția lui Efraim. Și a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și a zidit sfântul locaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David, l-a luat de la staulele de oi, l-a luat din rătul oilor ca să lăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Vă rog să rețineți că întâi la David a fost inima neprihănită și apoi mâinile pricepute. Că oameni inteligenți și abili sunt, dar Dumnezeu nu sprijinește decât pe sfinți, pe aceia căror inimă este întreagă a lui. Așa i-a spus prorocul unuia din urmașii lui David, împăratului Asa. Iată ce citim tot din psalmii lui Asaf, în aceeași idee, psalmul 81 de la versetul 5. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinii lui nu mai țin coșul. Vă rog să vă gândiți că Iosif a fost un om credincios. Dar ce s-ar fi făcut fără sprijinul lui Dumnezeu? Deci diavolul ar înghiți pe sfinți. Cum spunea Domnul Hristos, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dacă n-ar fi mâna păstorului, toiagul lui, adică brațul ce ajută din partea Domnului. Aici este sprijinul celor credincioși. Și despre Iosif, aici scrie pe scurt, dar pe larg citim în psalmul 105. De la versetul 17. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob. Dar Domnul era cu el. Deci Domnul sprijinește pe acei credincioși. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțul și stăpânitorul poporului l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Deci Domnul nu doar că îi păstrează pe acești credincioși, vrea să-i folosească în mântuirea celorlalți. Iosif a fost pentru casa lui păstor. Vă rog să vă amintiți temă pentru acasă, unde scrie că Iosif a fost păstorul tuturor celor din casa tatălui său. Exact expresia aceasta o întâlnim în Scriptură. Cei credincioși sunt folosiți de Domnul în slujba lui pentru a întoarce pe ceilalți. Așa ceva a vrut Dumnezeu să facă cu Israel pentru toate națiunile, dar n-a putut să facă decât cu o parte din Israel pentru cei ce au vrut să asculte de Domnul. Așa că putem spune plin de încredere, Domnul își va păstra credincioșii săi și mai mult decât atât, vrea să-i folosească în slujba sa. Domnul să-i binecuvinteze. Tot ca și o atitudine a Domnului în urma unei atitudini bune a oamenilor, avem acordarea unei noi șanse. Uneori chiar a unei a doua, a treia șanse. Am auzit cazul unui om care, fiind bolnav, a fost cercetat de Domnul și s-a pocăit. După ce Domnul a vindecat, s-a lăsat iarăși de pocăință. După 2 ani, iar s-a instaurat boala. La necaz, din nou frații l-au îndemnat la pocăință. El s-a smerit și din nou l-a vindecat Domnul. Un caz rar întâlnit. A mai stat un an în biserică și când a văzut că e sănătos, analizele sunt bune, poftele i-au îmboldit trupul și iar s-a dus în lume. Și pare mi se după 2 sau 3 ani s-a îmbolnăvit de cancer pentru a 3-a oară. S-a dus cineva la el să îndemne la pocăință și a zis, mi-e și rușine de Dumnezeu să mai mă ierte. Dar altul, cu dragoste mai mult, a zis, dar nu știi tu cât e îndurarea lui Dumnezeu, încearcă. Dacă te mai poți pocăi, înseamnă că ai șansă. Și omul s-a pocăit. A fost vindecat
și acum mai de vreo 5 ani încă trăiește, dar acum au rămas în credință. A câta șansă au avut? Nu știu eu care e măsura bunătății și îngăduinței lui Dumnezeu. Dar ce știu din Scriptură este că atunci când un om se pocăiește, Dumnezeu devine sensibil. Și atmosfera din cerul se schimbă. Când un păcătos se pocăiește, cerul se bucură. Cred că și în privința asta e valabil ce spunea Domnul, că voi care sunteți răi știți să dați darul bune copilor voștri, că noi mai greu iertăm. Sau îi spunem, iată, iertăm, sau cum este întâmplarea aceea că un tată când copilul greșea, bătea cui într-o ușă și când s-a pocăit, le-a scos și apoi i-a zis, da, au rămas găurile. La Dumnezeu nici găurile nu mai rămân. Că e scris, nu vom mai aduce aminte de păcatele lor. Asta da atitudine bună a lui Dumnezeu când dă șansa unei pocăințe prin înnoirea legământului sau prin a da posibilitatea să încheie legământ cu Domnul. Iată ce vă citesc din cuvintele lui Asaf, Psalmul 81 de la versetul 13. Însă, să nu spună cineva, ei, de-abia am consumat a doua șansă, mă am încă pe a treia, astea v-am spus, sunt excepții. Dumnezeu te poate lovi la prima abatere. Psalmul 81 de la versetul 13. O, de m-ar asculta poporul meu și de-ar umbla Israel în căile mele. Ce credeți, cuvintele astea sunt spuse atunci când Israel umbla în căile Domnului sau nu umbla? Păi evident că sunt spuse cu durere, că nu umbla. Dar dacă ar umbla, iată ce făgăduiește Domnul. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor, cei ce urăsc pe Domnul al lingușii și fericirea lui Israel, dar nu în veci. L-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Pentru a-și arăta Dumnezeu atitudinea lui bună când cineva se pocăiește, l-a pus Dumnezeu pe profetul Osea să-și ia o nevastă curvă. A avut cu ea copii, ea s-a întors din nou la viața ei imorală și Domnul a spus lui Osea, du-te, vorbește cu ea, spune că vrei să o ierți, o plătești, îi faci toate serviciile de care are nevoie, îi împlinești nevoile materiale, dar rogă să rămână acum numai a ta. Și toate astea erau trăirile lui Dumnezeu în raport cu Israel. Se îndepărta de Domnul și tângea după ei. Vă iert, vă primesc înapoi ca pe o femeie care s-a prostituat. Vină înapoi. De aceea zicea Osea, care a trăit un asemenea experiment. În cartea sa, capitolul 6 de la versetul 1. Veni să ne întoarcem la Domnul, că cel ne-a sfâșiat, dar tot el ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile. Deci Dumnezeu lovește pe oameni când fug de el și când îi vede că vor să se întoarcă, loviți de el, îi ia acum și îi pansează. El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea lui, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci el se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Iată cât de bun este Domnul, slăvit să-i fie numele. Tot în ideea aceasta vă mai citesc din Ezra 9, că și acest om a fost folosit de Domnul să îi cheme pe evrei înapoi la pocăință. 9 de la versetul 7. Din zile părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, mâine, împăraților străini, pradă săbii, robii, jafului și rușinii care ne acopere astăzi față. Și totuși Domnul Dumnezeu nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii, să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Că suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. Am destat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru, să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Toate astea datorită atitudinii favorabile a lui Dumnezeu, pentru cei ce vor să se întoarcă. Dacă vă amintiți, a fost într-o seară aici, după o zi de post, un mesaj în care Domnul spunea cât de dragi sunt cei pierduți. I-a alintat în brațe, dădea un exemplu de purtare de mamă și ar vrea să nu se piardă. Domnul să se îndure de ei. Încheiem reamintind că istoria evreilor a fost marcată de multă ispită și de multe păcate. Cine crede că poporul lui Dumnezeu este un popor de îngeri
Nu-l cunoaște. În poporul lui Dumnezeu e cancer. Înger bun și înger răi. Oameni care rămân credincioși și oameni care cad. Asta este realitatea lumii în care trăim. De aceea, drept concluzie, revin la Psalmul 78, citindu-vă versetul 32. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască. Adică văzând tot ce a fost până atunci. Și n-au crezut în minunile lui. Și la versetul 56, dar ei au ispitit pe Dumnezeu, cel prea înalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinților, de generație după generație. S-au bătut la o parte ca un arc înșelător. Câte promisiuni au fost călcate de poporul lui Dumnezeu. Ce slab este omul. Dar trebuie să reținem că Dumnezeu și-a realizat totuși planul cu Israel, însă nu toți au avut parte de făgăduințele lui, doar un număr limitat a beneficiat de mântuire. Și aceasta țintește la faptul că istoria bisericii într-o zi se încheie, așa cum sunt bisericile, cu buni, cu răi, cu răzvrătiri, cu pocăință. Într-o zi va începe împărăția lui Dumnezeu. Dar câți vor fi acolo? Tot atâția vor fi dintre neamuri, mă refer ca procent, câți și dintre evrei. Istoria lor e a noastră. Mântuirea a fost pentru evrei și pentru noi harul unui număr limitat de oameni. O, de-am învățat din istoria lor, ca să fim și noi în numărul celor mântuiți. Așa am citit aici și reiau de la versetul 67, însă a lepădat cortul lui Iosif, adică unii n-au avut parte, și n-a ales seminția lui Efraim, deci fie că e vorba de un om, de o familie sau de o biserică întreagă. Pot fi lepădați, îndepărtați, dar alții sunt aleși. Scrie în versetul următor, ce a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului, a ales pe David, pentru că Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Și închei cu cele scrise în Isaia 48, unde tot în mod profetic se arată ce a fost atunci și ce se reeditează încă în vremea noastră. Pagina 720-721. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov. Voi pocăiților, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeu lui Israel, dar nu în adevăr nici cu neprihănire. Căci își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuiesc pe Dumnezeu lui Israel, cărui nume este Domnul oștirilor, cum spunea Domnul. Vor zice în ziua aceea, Doamne, noi ție ți-am slujit. De multă vreme am făcut cele dintre prorocii din gura mea au ieșit și eu le-am vestit, deodată am lucrat și s-au împlinit. Știam că ești împietrit, că grumalți este ca un drug de fier și ca ai o frunte de aramă. Versetul 6, ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum și nu vreți să le mărturisiți acum? Versetul 8, nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu ți era deschisă odinioară urechea la ele, că știam că ai să fii necredincios și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător pentru slava mea. Mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Deci Dumnezeu a avut în vedere numele Lui, de aceea și-a păstrat credincioșii și își duce planul la îndeplinire. Nu evrei, cum poate au crezut unii mai naționaliști, sunt motivul pentru care Dumnezeu a avut ceva cu ei și Dumnezeu, numele Lui și slava Lui. Nu credincioșii din biserică sunt suficient de sfinți ca Dumnezeu să fie motivat în mod fundamental în ceea ce face și jertfa Domnului Hristos și numele Lui. Așa scrie aici. Dar din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul orgiei din dragoste pentru mine. Cuvânt nu ușor de înțeles. Din dragoste pentru mine, repetă profetul, vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. În aceste condiții, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu să ne dea harul
să fim și noi numărul celor mântuiți. Amin.